Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim.
preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cercetatunea pe noi, de sus Mântuitorul nostru, răsăritul răsăriturilor.
sfivă dreptilor, cerul bucurați-vă, săltați munților, că s-a născut Hristos, fecioara șade, asemănându-se eruvimilor, purtând în brațe pe Dumnezeu cuvântul întrupat, păstorii slăvesc pe cel născut, magii aduc daruri stăpânului, îngerii cântă grăiesc, necuprinsule Doamne, slavă ție! Lăudați-L pe glas de trâmbițe, lăudați-L pe El în psaltire și înaltă, Tatăl la binevoit cuvântul trup s-a făcut și Fecioara a născut pe Dumnezeu om. Se bucură. Lăudați-L pe El în timpane și în gol, lăudați-L pe El în strune și în organe. De Dumnezeu născătoare, Fecioară, ceea ce ai născut pe Mântuitorul, șters ai blestemul cel dintâi ale mei, că Maică te-ai făcut bunei voirețe a Tatălui, purtând în brațe de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Veniți să lăudăm pe Maica Mântuitorului, care după naștere a rămas tot fecioară. Împăratului și Dumnezeu,
Isa Domnul Domnului meu și de-a dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi, așternut picioarelor tale. Veseliți-vă drepților, ceruri bucurați-vă, săltați munți că s-a născut Hristos, fecioara așa de cheruvimilor asemănându-se, purtând în brațe pe Dumnezeu cuvântul întrupat, păstorii pe cer născut slăvesc, magii stăpâni. Al împăratului Jesus.
slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte fără de moarte, miluiește-ne. Yeah.
celui neapropiat aduce îngerii cu păstori slavoi slovesc și Tai
Hristos în Vitleem se naște din Fecioară. Astăzi cel fără de început se începe și biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru prea fericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei,
locțitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru preasfințitul părinte Varlaam Plăișteanul, episcop vicar patriarcal, pentru preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarcal, pentru cinstita preoțime și ceatru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să-i ca aceasta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Văzducului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Aleluia! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se osănesc, pentru cei robici, pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! În cazul mânia, primejdia și nevoia, apoi mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu dragul tău. Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecilor. Oh,
păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe Sfânta
curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Înțelepciune drept, Iubește mai înainte de luceafă, te-am născut, jurându-i s-a Domnul și nu-i apărare. Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Mântuiește-ne pre noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ți-ai născut din Fecioară, pre noi cei ce-ți cântăm ție, aleluia. Înduiește-ne pe noi, Fiul.
se Dumnezeul nostru, răsărită lumii, lumina cunoștinței, că întrudesa cei ce slujau stelelor, de la stea s-au învățat să se închine ție, Soarelui dreptății, și să te cunoască pe tine, răsăritul cel de sus. Doamne, slavă ție! Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioara astăzi, pe cel mai presus de ființă naște și Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește-i pe cei binecredincioși. Doamne, cei binecredincioși. Mântuiește-i pe cei binecredincioși. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Oh.
Caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Pe care a făcut-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Tot pământul să se închine ție
și să-ți cânte ție, să cânte numelui tău, strigați Domnului tot pământul, cântați numelui său. Înțelepciune din Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, când a venit plinirea vremii, trimis-a Dumnezeu pe Fiul Său, cel născut din femeie, care s-a făcut sub lege ca pe cei de sub lege să-i răscumpărăm, ca să luăm moștenire fiască. Și pentru că sunteți fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile voastre, care strigă, Părinte, pentru aceea nu mai ești rob, ci fiu. Iar de ești fiu și moștenitor, ești lui Dumnezeu. Prin Iisus Hristos. Ție, sfințite, cititorule, fericite, Părinte Patriar, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și tuturor lăudatului Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Fie mie după cuvântul vostru, prea fericite, Părinte Patriar.
Căci ne-ai drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Am văzut la răsărit steaua lui și am venit să ne închinăm lui. Însă regele Irod, auzind, s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Și adunând pe toți arhierei și cărturarii poporului, căuta să afle de la ei unde era să se nască Hristos. Iar ei au zis, în Betleemul iudei, că așa este scris de prorocul. Și tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu ești nici de cum cel mai mic între căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși conducătorul, care va paște pe poporul meu Israel. Atunci Irod, chemând în ascuns pe magi, afla de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat țeaua. Și trimițându-i la Betleem le-a zis, mergeți și cercetați cu deamănuntul despre frum. Și dacă îl veți afla, vestiți-mi și mie, ca venim și eu să vă închin lui. Iar ei, ascultând pe rege, au plecat și iată steaua pe care au văzuseră în răsărit, mergea înaintea lor până ce a venit și a stat deasupra, unde era pruncul. Și văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie foarte mare. Și intrând în casă, au văzut pe prunc împreună cu Maria, mama sa, și căzând la pământ, s-au închinat lui. Apoi, deschizând vestierile lor, i-au adus lui daruri, aur, tămâie și smirnă. Dar luându-și în țară în vis, să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în țara lor. Pace ție, binevestitorule! Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărita lumii, lumina cuștiinței, că întru dânsa cei ce slujeau stelelor,
de la stea s-au învățat să se închine ție soarelui dreptății și să te cunoască pe tine răsăritul cel de sus. Doamne, slavă ție! Preasfințiile voastre, preacuvioși, preacucernici părinți, domnule prim-ministru, domnule secretar de stat, iubiți credincioși și credincioase! Astăzi, biserica noastră prăznuiește nașterea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos. Această sărbătoare mare a creștinătății are o mulțime de înțelesuri duhovnicești. În Evanghelia de astăzi ni se arată în mod deosebit venirea magilor de la răsărit ca să se închine pruncului Iisus, cel profețit cu mult timp înainte că se va naște în Betleemul Iudei. Această sărbătoare, deci, este o sărbătoare a iubirii smerite și milostive a lui Dumnezeu, care s-a arătat în Fiul Său cel veșnic, care din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor a devenit tocmai ceea ce iubea, adică om. Și deci această coborâre din veșnicie în timp și din ceruri pe pământ a Fiului veșnic al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a născut din Fecioara Maria ca om, această coborâre a lui Dumnezeu pe pământ unește cerul cu pământul, pe Dumnezeu cu oamenii și de aceea la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos îngerii din ceruri cântau slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, pe pământ pace și între oameni bunăvoire. Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos a fost profețită cu sute de ani înainte. Cu 700 de ani înainte de venirea Mântuitorului Iisus Hristos pe pământ, nașterea sa a fost prezisă de către prorocul Isaia, care spune, iată, Fecioara va avea în pântece și va naște fiul și vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Tot cu 700 de ani înainte, un alt proroc, prorocul Mihaia, a profețit că Mesia, unsul lui Dumnezeu, se va naște în Betleemul Iudei și începuturile lui sunt în zilele veșniciei. Deci nu numai că spune cu precizie locul în care se va naște Mesia, ci prorocul Mihaia precizează în plus față de prorocul Isaia că începutul acestui personaj care devine conducătorul poporului ales este în zilele veșniciei. Adică este o persoană veșnică. Este o persoană fără de început istoric. El intră în timp prin nașterea din Fecioara Maria, dar este o persoană veșnică și începuturile lui sunt în zilele veșniciei. Deci doi proroci din Vechiul Testament, cu 700 de ani înainte, au profețit nașterea pruncului Iisus din Fecioară și această naștere va avea loc în Betleemul Iudeii, pentru că dreptul Iosif
logodnicul și ocrotitorul Fecioarei Maria era din neamul lui David. Și regele David s-a născut în Betleem. Și de aceea, la recensământul ordonat de împăratul roman Octavian Augustus, care a domnit între anii 27 înainte de Hristos până în anul 14 după Hristos, la acest recensământ au fost chemați toți oamenii din Imperiul Roman să se înscrie în locul de origine, în cetatea de unde provin strămoșii. De aceea, dreptul Iosif a luat pe Fecioara Maria din Nazaret și au mers să se înscrie la Betleem. Așa se face că, deși Iisus este numit după locul copilăriei sale, Nazarineanul, totuși, el nu s-a născut în Nazaret, ci în Betleemul Iudeii. Mesia, cel profețit de prorocii Vechiului Testament, a fost profețit cu secole înainte pentru a pregăti poporul cu așteptare activă, prin rugăciune, post și speranță. Și această așteptare a fost rezumată în Psalmul 39, versetul 1, așteptând, am așteptat pe Domnul. Și așa cum am văzut și la slujba de ieri, în apostol, cei care au dorit să-L vadă cu ochii lor pe Mesia, au avut adesea de pătimit în istorie. Au fost primiți uneori prorocii Vechiului Testament cu ostilitate. Au pribegit în munți, în pustii, în crăpăturile pământului, ne spune epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel. Deci aceștia au așteptat într-o suferință și în speranță, într-o suferință pentru că adesea au pătimit, atunci când au încercat să îndrepteze viața oamenilor din popor, dar și într-o speranță pentru că ceea ce Dumnezeu a făgăduit, a promis, va împlini. Aceste profeții ale prorocilor din Vechiul Testament au avut un rol pregătitor major pentru venirea lui Mesia. Și persoana cea mai pregătită prin credință și viață sfântă a fost Fecioara Maria, care, așa cum ne spun cântările, este darul omenirii pentru venirea lui Hristos. Însă Hristos, Domnul, vine în lume nu doar pentru mântuirea poporului ales, ci și pentru mântuirea tuturor popoarelor. De aceea Evanghelia de astăzi ne spune că trei magi de la răsărit au venit să se închine pruncului Iisus și să-i aducă darul ca unui împărat. De unde au învățat acești magi că este vorba de nașterea unei mari personalități, a unui împărat neobișnuit? Se știe că la persani exista un popor, mai mulți oameni învățați. Și acești oameni învățați ajungeau fie preoți în cultul religiei lor,
fie conducător de popoare. Și cuvântul mag, în limba persană, însemna om ales și învățat. Unii dintre acești oameni învățați, magi, studiau mersul stelelor, se ocupau cu unele cunoștințe care se deduceau fie din manifestarea naturii, fie din modul în care stelele se arătau pe cer. Unul din acești magi, numit Valaam, cu 1500 de ani înainte, deci pe timpul lui Moise, înainte de Iisus Hristos, cu 1500 de ani, un mag din acesta, numit Valaam, a profețit că o stea va răsări din Iacov, adică din neamul lui Iacov, și un toiac sau un sceptru se va ridica din Israel. Această profeție s-a transmis la păgâni din generație în generație. Și de aceea cei trei magi de la răsărit, dintre care se știe că unul era persan, Baltazar sau Baltazar, aveau din tradiția orală această profeție despre o stea neobișnuită. Și într-adevăr, când pe cer a apărut o stea care nu mergea de la răsărit spre apus, ci de la miază zi spre miază noapte, ei și-au dat seama că e vorba de nașterea unui împărat deosebit. Și de aceea au fost ghidați de steaua respectivă și au mers spre Ierusalim. Evanghelia de astăzi ne prezintă întâlnirea magilor cu regele Irod. Când a auzit Irod că se va naște un alt rege, a intrat în panică, s-a tulburat el și toată cetatea, spune Evanghelia după Sfântul Evanghelist Matei, pentru că se temea să nu piardă tronul. Și a chemat pe conducătorii religioși, pe învățații, învățătorii de lege din Israel, să îi întrebe unde se va naște Mesia cel așteptat. Și au răspuns în Betleemul Iudeii, potrivit profeției prorocului Mihaia. Și, de asemenea, s-a sfătuit cu magii și a spus, mergeți și căutați pe prunc și vă închinați lui. Apoi veniți și spuneți și mie, ca să merg să mă închin și eu lui. Dar, de fapt, el voia să ucidă pe prunc. De aceea magii au mers până la Betleem, au găsit pe prunc, nu în iesle, ci în casa de oaspeți, pentru că între timp cei veniți din alte părți au plecat acasă, iar casa de oaspeți s-a eliberat. Și atunci pruncul Iisus, împreună cu mama sa și cu dreptul Iosif, au fost găzduiți la casa de oaspeți din oraș. Și astfel s-au închinat cei trei magi pruncului Iisus și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă, ca unui împărat, ca unui rege. Și au primit în vis înștiințare de la înger să nu se mai ducă pe la Irod, ci pe altă cale să se întoarcă în țara lor. De aceea Evanghelia de astăzi spune la sfârșit și s-au dus cei trei magi spre țara lor.
Aceste trei daruri mari, aur, smirnă, aur, tămâie și smirnă, aceasta e ordinea din Evanghelia, nu aur, smirnă și tămâie. Pentru cântare s-a inversat uneori ordinea lor, aur, smirnă și tămâie, Hristoase, mărire ție. Dar ordinea este aur, tămâie și smirnă. Aurul însemna că el este împărat, că aurul era simbolul coroanei împăraților și regilor. Și de aceea fiilor de împărat și de regi li se oferea daruri din aur. Tămâia însă este simbolul rugăciunii. Și această tămâie se aducea de către preoți la templu aproape în toate religiile lumii. Se aducea tămâie lui Dumnezeu. De aceea se spune în psalm să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta, înaintea lui Dumnezeu. Deci tămâia arată că pruncul Iisus este în același timp Dumnezeu și mare preot, care tămâiază, care aduce lui Dumnezeu rugăciune însoțită de tămâie frumos mirositoare. Iar smirna este o substanță aromată care împreună cu uleiul de aloe se folosea pentru îmbălsămarea morților. Se spune că trupul Mântuitorului, după ce a fost luat de pe cruce, a fost uns cu ulei de aloe amestecat cu smirnă. Smirna avea și proprietatea de a menține în stare neschimbată un lucru. Oarecum smirna era o încercare de a întârzia sau împiedica intrarea în descompunere a corpului uman, al persoanei celui mort. Deci această smirnă este și simbolul curățeniei sau al curăției, dar și simbolul trecerii prin moarte. În cazul lui Iisus, smirna a însemnat trecerea lui prin moarte și ajungerea la înviere. Deci, aceste trei daruri au fost în mod inspirat alese pentru a mărturisi identitatea și misiunea pruncului Iisus în lume, ca împărat, conducător al celor care îl urmează în împărăția cerurilor, prin credință, prin sfintele taine și prin faptele bune, dar și ca mare preot, arhiereu veșnic, care se aduce pe sine jertfă pe cruce, este în același timp jertfă și jertfitor și care trece prin moarte, dar nu rămâne în moarte. De aceea, când Mântuitorul Iisus Hristos a înviat din morți, s-a împlinit o profeție din Psalmul 15, versetul 10, în care se spune, pe cel cuvios al tău, nu-l vei da stricăciune. Trupul lui Iisus nu intră în descompunere. Stă în mormânt, dar a treia zi a înviat din morți. Și aceasta arată că El a venit să mântuiască pe oameni de păcat și de moarte, dăruindu-le învierea și viața veșnică. Ce înseamnă pentru noi aceste trei daruri, aur, tămâie și smirnă?
Aceste trei daruri au mai întâi de toate o semnificație duhovnicească. Aurul înseamnă dreapta credință curată, credința ortodoxă, fără rătăcire, fără amestec și fără confuzie, dreapta credință sau credința ortodoxă este aurul pe care noi îl aducem lui Hristos când mărturisim crezul și când mărturisim credința Sfinților Apostoli, Sfinților Proroci, ale Sfinților din toată istoria Bisericii. Al doilea dar e tămâia. Înseamnă rugăciunea ferbinte. Dacă tămâia nu este pusă pe un cărbune incandescent, nu miroase. De aceea, ea este simbolul rugăciunii ferbinți. Când omul se roagă cu credință ferbinte, din toată inima sa, și cu multe smerenie și cu lacrimi pentru păcate, atunci rugăciunea sa este rugăciune ferbinte și se îndreaptă spre Dumnezeu ca tămâia în fața lui Dumnezeu. Iar smirna înseamnă viață curată și fapte bune, căci doar faptele bune intră în Împărăția lui Dumnezeu. Nimic din lucrurile adunate în jurul nostru nu le luăm cu noi în viața veșnică. Numai lumina faptelor bune se imprimă în sufletul omului și această lumină o va lua omul cu sine în Împărăția Cerurilor. De aceea se spune în Sfânta Scriptură că în viața veșnică, drepții ca luminătorii vor străluci. Ca luminătorii cerului vor străluci. Fiecare va străluci după intensitatea bunătății sufletului lor, arătată în fapte bune în timpul vieții pământești. Și deci aceste daruri le putem oferi lui Hristos, indiferent cât suntem de bogați sau de săraci. Dreaptă credință, rugăciune ferbinte, viață curată și fapte bune. Desigur că în timpul istoriei o mulțime de credincioși mai înstăriți au urmat exemplul magilor de la răsărit și au adus lui Iisus în biserici sfinte vase, potire de aur sau argint, sfinte icoane, sfinte veșminte, sfinte picturi sau picturi care au durat secole întregi ca expresia iubirii față de Hristos. Încât pruncul Iisus este cel care prețuiește, după cum spune Sfântul Vasile cel Mare, iubirea noastră ca răspuns la iubirea Lui. Sfântul Vasile cel Mare spune, Dumnezeu nu se uită atât de mult la numărul faptelor bune, ci la iubirea cu care noi săvârșim fapta bună. Dacă săvârșim faptă bună din iubire smerită și milostivă, aceea devine dar oferit pruncului Iisus spre slava Preasfintei Trăimi și spre mântuirea oamenilor. În încheiere acum, dorim să amintim faptul că această sărbătoare a nașterii Domnului, a pruncului Iisus, a Maicii Domnului și a dreptului Iosif, este o sărbătoare de binecuvântare a părinților și a copiilor.
Ceea ce ne atrage atenția cel mai mult este că Dumnezeu nu a venit în lume ca om în vârstă de 30 de ani, doar ca să se răstignească pentru noi, ci a venit ca prunc, Dumnezeu copilul. Aceasta este minunea Crăciunului. Dumnezeu copilul. Colindele noastre au surprins, ca și Sfinții Părinți ai Bisericii, acest contrast mare între atotputernicia lui Dumnezeu și smerenia copilului care se naște în peștere și apoi este culcat în iesle. Astăzi s-a născut cel fără de început, se spune într-o colindă, mititel înfășețel, în scutec de bumbăcel. Neaua ninge, nu-l atinge, vântul bate, nu-l străbate. Astăzi s-a născut cel fără de început. Astăzi Fecioara naște pe cel mai presus de ființă, pe cel care e mai presus de toată creația. Și, de asemenea, vedem că pruncul Iisus este ca orice prunc, ca orice mititel înfășețel în scutec de bumbăcel, total neputincios. Dar cu toate acestea, fericitul Augustin spune, acest prunc din pântecele mamei sale conduce întreg universul, conduce toate galaxiile, pentru că împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt este creatorul lumii, al cerului și al pământului. Dar ceea ce a dorit să arate Dumnezeu este că El nu este doar atotputernic, ci și atot smerit. Și smerenia Lui se vede prin faptul că a fost copil. Un copil nu poate să facă nimic pentru sine. Dacă nu este iubit și ajutat, pierde. El are nevoie de iubirea părinților ca să se îmbrace, să se hrănească și să fie purtat. Deci atotputernicul este total neputincios în pruncul Iisus. Dar dacă nu ar fi fost și copil, pruncul Iisus nu putea vorbi mai târziu despre iubirea părintească a lui Dumnezeu față de lume. Căci în copilărie, de la părinți, învață copilul ce este iubirea părintească. Deci cine nu a fost copil, nu este om de plin. Pentru că n-a învățat iubirea părintească de la părinți. Iar cine nu are dragoste față de copii, chiar dacă nu-s proprii lor copii, de asemenea nu este un om matur sau de plin. Pentru că este vorba de o iubire dezinteresată, smerită și milostivă. Aceasta este iubirea pe care ne arată nașterea lui Hristos ca prunc. Și, desigur, ea se vede și prin faptul că păstorii de la Betleem, împreună cu îngerii, preamăresc această iubire smerită a lui Dumnezeu care coboară la noi. Prin nașterea din Fecioară, Hristos sfințește umanitatea din interiorul ei. Prin nașterea pruncului în peștere se sfințește pământul.
prin culcarea pruncului în Neslea, animalelor, a turmelor sau vitelor, se sfințește regnul vegetal și regnul animal și prin botezul lui în apele Iordanului se sfințește firea apelor, iar prin răstignirea pe cruce se sfințește aerul și lemnul, după cum ne arată cărțile noastre liturgice. Deci Hristos vine, cel unul sfânt, să sfințească umanitatea începând din interiorul ei, nu din exterior. De aceea, această zi este o zi de binecuvântare pentru părinți, pentru copii și pentru toți cei care ajută pe cei mici, unii care n-au proprii părinți sau care n-au proprii copii, i-au adoptat, dar iubirea părintească și iubirea frățească și iubirea filială vin ca binecuvântare din Sfânta Trăime în biserică și în lume. Tuturor celor care poartă numele de Cristian, Cristina și derivate, le dorim ani mulți, cu sănătate, fericire și mult ajutor la Dumnezeu. Să trăiți într-o mulți ani. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem... Amin. Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne-ți, auzi-ne și ne minuiește. Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne-ți, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Pentru preafericitul părintele nostru, Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadocii și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru preasfințitul părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, pentru preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Și pentru toți cei tu, Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții, ctitorii aceste sfinte catedrale,
și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt local. Că ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului, pentru toți lucrătorii și ziditorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru ajutorul, sănătatea și mântuirea lor. Și tu tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, și pentru popor care stă înainte, așteptând de la tine, mare și bogată milă. De oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Înțelepciune, ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
toată grija și luminața acum cel de-o de-o. Pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna.
împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Sanctitatea sa Bartolomeu, arhiepiscopul Constantinopolului și patriarh ecumenic, pe prea fericiții patriarh Teodor al Alexandrei, Ioan al Antiohiei, Teofil al Ierusalimului, Chiril al Rusiei, Profirie al Serbiei, Neofit al Bulgariei, Ilie al Georgiei, pentru instetătorii Sfintelor Biserici Autocefale, surori, Gheorghe al Ciprului, Ironim al Eladei, Sava al Poloniei, Anastas al Albaniei, Rastislav al Cehiei și Slovaciei, Ștefan al Ohridei, Scopiei și Macedoniei de Nord, și pe preasfințiții episcopi, vicar patriarhal, Barlam, Ploieșteanu și Paise, Sinaitul, și pe toți erarhii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Credinciosul poporul român de pretutindeni, între conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și armata, cea de Hristos iubitoare, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. E prea fericitul Părintele nostru Daniele, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul României, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri, arhierei, eromonac, preoți, erodiacon, diacon, monași și monahii, și pe toți cei din clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe părinții slujitori ai acestei sfinte catedrale, împreună cu toți ostenitorii, închinătorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care au fost aduse vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Adormiți într-o fericire, patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe toți mitropoliții țării românești, adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și de-a pururea pomeniți ctitori acestei sfinte catedrale, Constantin Șerban, Basarab voievod, Radu Leon voievod, Mihnea al III-lea voievod, pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin.
pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Să-i ca aceasta și pentru cei ce în credință cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea. Ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Înger de pace, credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Și iertare pentru păcatele și greșelile noastre, de la Domnul să cere. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Călaltă vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință au săvârșit, de la Domnul să cerem. Amen.
sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace, și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Dumnezeu născătoarea și punga Fecioara Maria, cu toți sfinții s-o pomeni. Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu s-o dă. Cu îndurările unii a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Și bucurii tăi! Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotziitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a făcut din ceruri și s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat la treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină în slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul viață Făcătorul, care din Tatăl procede, ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit din proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta jertfă în pace, a o aduce. Milă, pace, jertfă de laudă. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăle și împărtășirea Sfântului Duh să fie.
cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Sus, se avem inimile.
Sfinților săi ucenici și apostoli, zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Da, Sfinților săi ucenici și apostoli, zicând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Ceasul al treilea, postul al treilea, pe acesta bun, venula de la noi, ce numărești pentru noi, cei ce ne rugăm ție. Procediți prea Sfântul Tău Duh, în ceasul al treilea, postul al treilea, pe acesta bun, venula de la noi, ce numărești pentru noi, cei ce ne rugăm ție. Doamne, trageți-vă prea ceva bun pe pământ și pentru mila ta și în durerile tale pe care le-ai învățat cu Iisus Hristos. Îndrăznim, ne apropiem de Sfântul Tău și Felii și punând înainte cele ce închipuie Sfântul Trup și Sfântul Sânge al Hristosului Tău, ție ne rugăm și la tine cele Sfânt al Sfântului Sfântul Trup al Domnului și Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Iar ceea ce este împotriva acesta, cinstitul sânge al Domnului și Dumnezeu, și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, care s-a vărsat pentru viața lumii. Binecuvântați prea fericite, Părinte Patriarhă, refăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Thank you.
pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Bartolomeu, patriarhul ecumenic al Constantinopolului și pe toți întâi sătătorii bisericii ortodoxe, surori, și pe întreg episcopatul ortodox, pe care îndrește Sfintul tale biserici în pace întreg și este sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Întâi pomenește, Doamne, pe prea fericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și patriarhul României, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Pomenește, Doamne, și de prea sfințiții părinți, vă rugăm Plăieșteanu și Paisie Sinaitul, vicari patriarhali, pe care dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întregi, cinstiți, sănătoși și îndelungați în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Amen.
dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și să fie milele Marelui și Dumnezeul și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți. Și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Zeul nostru, ce ce le-a primit pe ele, sunt cel mai presus de cerul și duhovnicescul său jertfelnic. Într-un miros de bună miasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeiescul Său har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Miluiește! Pentru ca să primiți băviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Desăvârșite, sfânt în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Îngerul de pace, credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Milă și iertare pentru păcatele și greșelile noastre, de la Domnul să cere. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul se cere. Cealaltă vremea vieții noastre, în pace și după găința, o să vârși de la Domnul se cere. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace, și răspuns bun la înfricoșitoare judecata lui Hristos să cere. Unitatea credinței și părtășia Sfântului Duh cerei, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Vrenicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice: Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Capetele noastre, Domnului, să ne plecăm! Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oamenele, unde a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Să luăm aminte. Sfintele Sfinților, se sfărâmește în parte. Iisus Hristos, Sfântul, Iisus Hristos, Învinge, unirea Părtării Credinței Sfântului Duh, binecuvântată este căldura Sfântelor Tale Taine, Doamne, totdeauna cu și cură și în vecii vecilor. Amin. Oh.
Yeah.
cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă! Stăpâne, Doamne, Dumnezeule, Atotțiitorule, când Te-ai născut din Fecioara Maria în Betleemul Iudeei, cu spaimă făpturile s-au minunat și lumea s-a bucurat de nașterea Ta. Cel ce Ai făcut pe om după chipul și asemănarea Ta și I-ai dat lui botezul spre pocăință, care ne-a adus pe noi în zilele acestea prea curate, prin înfrânarea patimilor spre nădejdea vieții veșnice, în vremea Sfântului Post, cel ce ne călăuzești spre slava adevărului dumnezeirii Tale și ai întărit inimile noastre și mintea a Te cunoaște pe Tine, Fiul lui Dumnezeu, care ridici păcatele a toată lumea, Tu acum, Stăpâne, iubitorule de oameni, primește pe robii Tăi precum ai primit pe Petru când se afunda în mare și pe care când s-a lepădat de Tine și a plâns cu amar, iarăși L-ai primit. Primește acum, Stăpâne, lacrimile, suspinul și pocăința robilor Tăi, precum ai primit pe femeia cea păcătoasă care plângea și cu lacrimi uda picioarele Tale și cu perii capului le ștergea ca să ia iertare de la Tine. Cel ce ai primit pe tâlharul și răstignit împreună cu Tine pe cruce și i-ai zis lui, astăzi vei fi împreună cu Mine în rai. Căci am auzit păstori grăind și pe îngeri cântând, pe magi închinându-se cu daruri și pe Irod turburându-se, că Dumnezeu s-a arătat cu trup spre mântuirea neamului omenesc. Pe Tine acum, Stăpâne, iubitorule de oameni, toată făptura Te laudă grăind, Hristos se naște, slăviți-L, Hristos din ceruri întâmpinați-L, Hristos pe pământ înălțați-vă! Puterile îngerilor se bucură, cetele sfinților se veselesc văzând slăvita și cinstita prăznuire, iar noi cu vrednicie o lăudăm cu inima și cu buzele. Și acum, bunule și iubitorule de oameni, Doamne, primește pe robii Tăi aceștia, cărora le pare rău de păcatele lor, cele știute și cele neștiute, cele de voie și cele fără de voie, și cu știuta Ta iubire de oameni primește plecarea genunchilor și postul robilor Tăi, ca plinind poruncile Tale și ajungând acum la sfânta și cinstita Ta naștere, curat și fără de prihană, să se împărtășească fără de osândă cu preacuratul Tău trup și sânge, Hristoase Dumnezeul nostru, a Cărui este slava împreună cu cer fără de început al Tău, Părinte, și cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se împărtășește robul Dumnezeu. Oh.
mi-au crescut în berile doi mei, dau urei în berile doi mei, dau urei în berile. Domnul Dumnezeu,
Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeieștele, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștele și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea să case Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim pentru Tine. Pacea lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este bucurându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Să ne rugăm.
binecuvântarea Domnului să fie peste voi cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Ce-n peștere s-a născut și este s-a culcat pentru a noastră mântuire, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale și ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Iubiți credincioși, așa cum v-am obișnuit de mai mulți ani, în această zi de Crăciun vă oferim câte un pachetel cu anapură, o icoană cu nașterea Domnului și pastorala de Crăciun, care anul acesta are tema nașterea Domnului sărbătorită în cântările bisericii, dar și tradiționalul cozonăcel, care este cozonac cu nucă, e mai numit și melc, dar nu melc cu două coarne, ci cu nucă înăuntru. Și acesta este specific pentru sărbătoarea nașterii Domnului. De Paște, cum se numește cozonacelul? Păscuță, vezi? Deci aceasta s-a oferit de azi dimineață tuturor celor care au intrat în catedrală și s-a oferit pachetul acesta într-o pungă biodegradabilă, mai nou, ecologică, tuturor celor care s-au apropiat acolo, în zona Sfintei Iraclie, a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Vă dorim tuturor sărbători fericite, cu pace, bucurie, și să transmiteți și dumneavoastră pace și bucurie celor din jur și mai ales pace în suflet, dar și pace între popoare, pentru că în unele părți se află mai puține pace, se află chiar război. De aceea noi ne rugăm ca Hristos, Domnul Păcii, să aducă pace în suflet și pace pe pământ și între oameni bunăvoire, așa cum au cântat îngerii din ceruri la nașterea pruncului Iisus. Suntem onorați că la Sfânta Liturghie a fost prezent și excelența sa, domnul premier sau prim-ministru al României, Marcel Ciolacu, care a dorit foarte mult, de mai multă vreme, să fie prezent la această slujbă și prin aceasta noi ne bucurăm că ne încurajează și sprijină activitățile misionare și, desigur, sociale ale bisericii în țară și în diaspora română. Și aceasta se face mai ales prin Secretariatul de Stat pentru Culte și de aceea ne bucurăm că este prezent și domnul Secretar de Stat pentru Culte, Ciprian Vasile
Olenici. Vă dorim tuturor sănătate, bucurie și sărbători fericite în continuare. Să trăiți într-o mulțime.